Umblatul cu sorcova este o mare bucurie pentru copii și se practică în prima zi a anului, fiind unul dintre cele mai frumoase obiceiuri de anul nou păstrate din moși strămoși în țara noastră. Confecționată dintr-un băț în jurul căruia s-au împletit flori de hârtie colorată, sorcova joacă rolul unei baghete magice, care transmite putere, tinerețe, sănătate și belșug. Părinții asigură păstrarea tradiției și le cumpără celor mici sorcove pentru a le ura apropiaților. Pentru cine ați cumpărat sorcove? Pentru copii. Pentru copilașii dumneavoastră? Da. Mai știu să sorcovească copiii ziua? Mai rar, ai mei, da. I-ați învățat dumneavoastră? Îți vă dați seama, în tradiție. De ce e bine să sorcovească? Așa am pomenit. Pe timpuri, copiii umblau cu o mlădiță înmugurită de măr. Acum, sorcova se cumpără de la comercianți cu doar 2 sau 3 lei. Aceștia spun însă că se vând din ce în ce mai puține sorcove și că ușor, ușor, tradiția se va pierde. Mai cumpără giurgiuvenii sorcove? Mai cumpără, doamnă, din când în când. Mai se îndură să mai ia. Credeți că în județul Giurgiu se mai păstrează obiceiul de a sorcovi? Da, deocamdată da. Credeți că la noi, în județul Giurgiu, se mai respectă acest obicei de a sorcovi? Din ce în ce se pierde, se pierd tradițiile. Copiii mai știu? Cred că unii da, unii nu. Să duc tradițiile. Textul variază ușor în funcție de regiune, dar își păstrează elementul comun, sorcova vesela. Ți-ai cumpărat sorcovă? Spune-ne și nouă! Știi să sorcovești? Da! Hai, spune-ne, te ascultăm! Sorcova vesela, să trăiți, să îmbătrâniți, ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir, tare ca piatra, iute ca săgeata, tare ca fierul, iute ca oțelul, anuși la mulți ani. În fiecare an mergi cu sorcova? Da. Cine te-a învățat? La școală. Numele de sorcova vine de la cuvântul bulgar surov, verde fraged, aluzie la ramura abia îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore. În momentul în care se rostesc versurile, sorcova trebuie înclinată în direcția persoanei căreia îi sunt adresate urările. Tare ca piatra, iute ca săgeata,